La doar câțiva kilometri de județul Mehedinți a fost găzduită o familie fugită din țara vecină chiar de la începutul conflictului militar. Unul dintre membrii acesteia a ajuns într-o betă Turnul Severin și ne-a povestit drama prin care a trecut, fiind obligat să-și părăsească țara lovită de bombardamente. Sergi Chicot este printre norocoșii ucraineni care au reușit să fugă din calea războiului. Acesta nu se afla în țara lui natală în momentul izbucnirii conflictului militar, iar pe data de 24 februarie, la ora 4 dimineața, a primit un telefon care i-a schimbat complet viața. Mama sa a sunat și a anunțat că orașul lor este bombardat, iar războiul a început. I couldn't believe until the last moment, and at the moment when it started, my mom called me by Viber. I was sleeping, it was 4 a.m. It started the same way it had started in 1941, when Germans attacked Kiev. We even have like a poem about it. June 22, 4 a.m., Kiev is being bombarded. Așa cum v-a spus, de fapt cam toți ucrainienii n-au crezut că va începe acest lucru până în momentul în care inclusiv el a fost sunat de mama lui la 4 dimineața și i-a spus că războiul împotriva Ucrainei va începe. Și primele bombardamente s-au auzit exact în zona în care erau părinții lui, pentru că el e chiar din zona Kievului și, de fapt, acolo unde era și soția și copilul. Sergi Chicot își avea în Ucraina nu doar mama, ci și soția și un copilaj de doar câteva luni. În momentul în care a primit apelul, acesta a știut că trebuie să-și convingă familia să plece către România, acolo unde îi aștepta chiar el. Could not believe, I could not... My mom was like a little bit in panic, as I thought, but it was real. So she was telling me immediately to wake up my wife and the baby, and at this moment my mother-in-law was with them, and forced them leave as soon as possible to the west at least. Bineînțeles că având în vedere ceea ce se întâmpla, i-a spus mamei lui să-și trezească soția și copilul și să ia cât de repede posibil să plece cât mai departe în vest, să ajungă cât mai repede către o graniță în siguranță. Of course, we could not believe it, so I was like, okay, let's calm down, let's see what's going on. But the problem is, it's not only my mom and my sister who were in the same time where I come from in the hometown that heard one explosion, but also my wife and other friends, and everyone was already aware that the bombs are everywhere, I mean, the air blasts are everywhere. Nimeni n-a crezut, nici prieteni, nici familie, nici absolut nimeni n-a crezut că se va întâmpla acest lucru până în momentul în care bombele au început să pice în jurul lor și să se trezească, de fapt, cu o realitate pe care o trăiesc. Îndrumați pe drumuri cât mai ferite prin sate, membrii familiei tânărului ucrainean au ajuns la vamă. Cu toții au fost întâmpinați și găzduiți de un bun prieten din România, care de la primele discuții despre un posibil război în țara vecină s-a pregătit pentru ce este mai rău. El este colegul meu, eu am lucrat pe vapor de croazieră timp de 14 ani și în 2019 el a fost casino manager pe vaporul în care lucram eu ca director de croazieră și soția lui lucra în echipa noastră ca muzician, ea este violonist. Și așa ați decis să-i aduceți în România? Da, da, și nu numai pe ei, cer să-i aduc pe toți colegii pe care îi cunosc, numai că nu toată lumea are ocazia să plece. Nu. Și acum e din ce în ce mai greu. Eu personal nu știu câți oameni așteaptă, am fost la Vama Sireta cu 2 zile și am văzut numai partea românească. Se pare că coada cea mare este în partea ucraineană, unde se verifică dacă sunt bărbați printre cei care trebuie să iasă și nu îi lasă să iasă. Sunt foarte mulți fără documente care trebuie verificați, să se vadă cine sunt. Și abia după ce trec de vama ucraineană, la vama românească, practic nu este coadă, se trece foarte eficient. Dar este foarte multă lume. Este un lucru la care nu ai putea să te aștepți într-o operațiune de bănuiesc de vamă normală. N-am lucrat niciodată în vamă, dar... E foarte multă lume. Dan Buru a lucrat o lungă perioadă de timp alături de ucraineni, iar o parte din prietenii și familia sa este acolo, fiind căsătorit de asemenea cu o ucraineancă. Având familie în Ucraina, familia soției mele este toată în Ucraina, am urmărit situația foarte îndeaproape ca să pot să mă pregătesc în caz că trebuie să-i aduc și lumea l-a crezut. Dacă la noi fenomenul fake news circulă foarte mult în societate, gândiți-vă că la noi trebuie tradus în limba română și transformat în cultura românească.
Ori în Ucraina sunt mulți vorbitori nativi de limba rusă, care au făcut școala pe vremea Uniunii Sovietice și pentru ei propaganda circulă cu mult mai ușor și n-a crezut nimeni. Familia mea chiar îmi spunea că mă panichez prea tare și că le distrug, cum îmi spune, liniștea acasă, îi stresez și pe ei. Și eu cerându-le să-și facă documentele să poată veni. Ori în momentul în care a început războiul într-adevăr și am început să începem să scoatem cât mai multă lume din țara pe care o cunoaștem, din Ucraina, a fost foarte greu să-i determine să iasă, că le-a fost frică. Acum este atât de mare frica să stai, încât frica de mers pe drum nu mai este atât de mare. Situația se schimbă de la zi la zi și, cum mai spuneam și cu alte ocazii, va fi din ce în ce mai greu pentru ucraineni și din ce în ce mai ușor pentru ei să plece, să-și asume riscurile, să meargă pe drum. Dan Buru ne-a povestit că a fost impresionată de solidaritatea românilor de la vamă, iar dacă până acum din țara vecină au fugit ucrainenii care aveau resursele necesare, de acum înainte o să vină valuri de oameni care nu vor mai avea de ales. În prima parte, bineînțeles că au plecat cei care aveau pașapoarte, care erau bine umblați, care aveau resursele necesare să plece, dar încetul cu încetul au început să apară și oameni care n-au crezut vreodată că vor călători în afara țării lor. Cu cât timpul va trece, vor veni oameni din ce în ce mai săraci, oameni care nici măcar astăzi nu-și pun problema că vor trebui să plece, care ei cred că își apără apartamentul lor sau pământul pe care l-au lucrat toată viața, dar în momentul în care apartamentul acela nu va mai fi sau pământul acela nu va mai fi sau nu vor mai avea un soț cu care să rămână în urmă, oamenii aceștia vor începe să vină către România și aceștia sunt oamenii care de fapt vor avea nevoie de ajutor, adevărații refugiați. De asemenea, acesta ne-a spus că marile orașe nu doar că sunt bombardate, ci sunt rase cu totul. Deocamdată nici măcar nu se poate estima câți vor veni. Totul depinde de ce se întâmplă pe frontul din Ucraina, câte orașe vor fi distruse. Oamenii deocamdată nu pot călători, este foarte periculos. Am o fostă colegă de pe vaporul de croazieră care este în Harkov și care îmi răspunde o dată pe zi, când poate să iasă din buncăr și are internet, îmi spune că Harkovul este ruin. Vă dați seama că dacă este Harkovul ruine, Harkovul este foarte departe de granița de vest a Ucrainei. Este foarte periculos pe drum. În momentul în care va fi un armistițiu, în momentul acela vor pleca foarte mulți oameni. Și atunci trebuie să fim pregătiți să putem să-i ajutăm, pentru că sunt mulți și au nevoie de ajutor. Pleacă oamenii cu ce au pe ei. Oameni care au muncit toată viața lor să-și facă o casă, un apartament, să-și iau o mașină și așa mai departe, vin cu mașinile, lasă în vamă și pleacă fără nimic, numai cu ce au la ei. Cu ce au pe ei. Oricât nu ne doream să spunem asta, este război la granițele României. La ora 5 dimineața, după 3 zile de la declararea independenței celor două regiuni separatiste, Donetsk și Luhansk, Vladimir Putin a dat ordinul sec de atac asupra Ucrainei. În doar câteva secunde, o ploaie de rachete a căzut peste țara vecină. După 8 zile, sunt sub asediu mai multe orașe mari, iar toată lumea se așteaptă la ce este mai rău.